Este vineri, așa că vorbim despre stil la rubrica Tu dai moda. Colega mea, Gabriela Ghizel, ne învață cum să alegem geaca din piele potrivită pentru fiecare siluetă în parte la prețuri accesibile. Iată! Geaca de piele naturală e un articol mereu la modă. Dar ce facem cu prețul? Pe site-uri nu găsim niciuna sub 1000 de lei, așa că am mers într-un outlet să vedem ce găsim mai ieftin. Andreea, ziceam mai devreme că am de ceva timp pe un site în coș o geacă de piele, dar e 1800 de lei. Și nu apuc niciodată să mi-o cumpăr și aș vrea să văd cum fac să îmi reînnoiesc garderoba în sensul ăsta cu ceva mai ieftin. Păi avem foarte multe variante aici din piele naturală, ce-i drept, ele nu sunt colecția 2024, dar găsești modele care se pretează foarte bine în trendurile de astăzi. Uh-huh. Una dintre preferatele mele este o geacă clasică, uh-huh, foarte actuală din punctul meu de vedere. Îmi place foarte tare că are cureala dreaptă, nu? E mult mai ușor să o integrăm în ținute, nu e foarte scurtă. Da, deci este o piele destul de rigidă, adică are o structură. Mm-hmm. Poți să o pui pe tine, să vedem cum vine. Hai să vedem, deși am sacou, dar să vedem cum arată. O să știi că vine foarte bine și nu cred că e mărimea mea. Geaca pe care am ales-o e 320 de lei, pe sfert de cât ar fi una din colecția nouă. Un sfat rapid: când alegi geaca de piele, ia una cu croi drept, nu cam brat. E mult mai actuală și poți să porți texturi mai groase pe dedesubt. Hai să-ți mai arăt o piesă care o să-ți placă 100%. Îmi place, wow, îmi place. Este o culoare ușor diferită față de ce întâlnești în magazin acum. Mm-hmm. Tot așa, are un fit drept, mm-hmm, se potrivește. Culoarea e foarte bună pentru toamnă. Și pentru tine. Da, da, da. Mi s-a mai zis că mi se potrivesc culorile calde în general și că negrul mă asprește un pic. Și prețul e tot 320 de lei. Și uite încă un sfat rapid. Alege o geacă cu fermoare argintii sau negre dacă ai un stil mai sport și una cu fermoare aurii dacă ai un stil mai elegant. Dacă tot am vorbit de geci de piele întoarsă și ai deja în garderobă una neagră clasică, trebuie să o ai și pe aceasta. Zim despre nuanță, e un maro care se potrivește mai tuturor? Păi da, uite, hai să facem o încercare. Dacă o pun pe lângă tine, mi se pare că ți se potrivește foarte bine. Dacă o pun la mine, tot așa, mm-hmm, se potrivește. Deci noi chiar suntem două tipologii cromatice diferite, foarte diferite. Da. Și ia uite cum avem 4 geci pentru 4 sezoane diferite, dacă vrem, și toate cu 1250 de lei. Față de 1800, cât voiai tu să dai pe una singură? Acum mă simt puțin prost, e adevărat, dar mi-au rămas 600 și ceva de lei. Da.